Înconjurat de prieteni, nu doar din politică, ci și de profesie, profesorul universitar Ioan Chelaru a lansat la roman două din ultimele sale cărți intitulate Ar fi fost prea frumos, revizuirea Constituției, care sunt o mărturie a celor 3.000 de ore de muncă pentru revizuirea Constituției, din păcate moment ratat din punct de vedere politic din cauza ruperii USL. Cea de-a doua carte prezintă eforturile pe care le-a făcut Ioan Chelaru în Senatul României, pe care l-a și condus în calitate de vicepreședinte, încercând să-și îndeplinească menirea aceea de a face legi bune. Prezentarea celor două cărți ale ex-vicepreședintelui Senatului Ioan Chelaru a fost făcută de profesorul universitar Adrian Năstase, fost premier al României, de profesorul universitar Ștefan Deaconu, președinte al Camerei de Arbitraj a României, și de fostul său coleg de Senat, Georgică Severin. Ambele cărți au apărut la editura Universul Juridic București în februarie 2017. Sunt emoționat să fiu după mulți ani aici, pe unii dintre dumneavoastră pe care îi văd în sală, îi mai știu așa din vedere de acum mulți ani. Știu că ați venit astăzi aici din respect, din prețuire pentru Ioan Chelaru. Ăsta este motivul pentru care am venit și eu. Și până la urmă, cărțile acestea, care reprezintă un raport de activitate pentru aproape 3.000 de zile de viață, reprezintă un pretext ca să vorbim despre noi înșine, despre societatea noastră, despre felul în care funcționează puterile statului, despre rolul omului politic. Și aș începe prin a spune că, în opinia mea, un om politic trebuie să fie, în mod necesar, și un profesionist într-un domeniu care să aibă legătură cu viața publică sau relevanță pentru viața publică. Probabil că elementul cel mai semnificativ pe care îl relevă aceste volume este legat tocmai de această dovadă extraordinară a profesionalismului care a generat, care a făcut posibile efecte pe diferite planuri. Și profesorul universitar Adrian Deaconu, președinte al Curții de Arbitraj a României, a vorbit despre valoarea muncii omului politic Ioan Chelaru pe parcursul a 3 mandate de senator, cele două cărți având și un puternic caracter memorialistic. Sunt lucrări, domnul profesor Năstase a spus că el reprezintă aceste două lucrări și un raport de activitate la finele celor 3 mandate pe care le-a avut ca senator. Da, spune că aceste două lucrări sunt și lucrări memorii, pentru că în paginile lor sunt strânse amintiri, sunt strânse activități pe care dânsul le-a depus pe parcursul celor 12 ani și e frumos pentru că a prins în cuprinsul acestor cărți, în paginile lor, un moment din viața noastră a tuturor. Despre eforturile colegului său de senat de a conduce lucrările acestui for legislativ și despre munca de revizuire a Constituției a vorbit și profesorul Georgică Severin, prieten cu autorul. Am avut onoarea să fac parte 4 ani din delegația României la adunarea parlamentară a Francofoniei, delegație condusă de Ioan Chelaru. Și extrem de multe din lucrurile la care am lucrat împreună le-am găsit în această carte. Este o carte de realizări, dar o să-l confirm pe domnul profesor Deaconu, este și o carte de regrete. Pentru că nimic nu ar fi încununat mai frumos cariera parlamentară a domnului Ioan Chelaru decât adoptarea unei noi Constituții, o adoptare care i-a dedicat zeci, sute, mii, nu știu, de ore de efort. Îl căutam pe la Parlament, îl găseam în biroul domniei sale, tancuri, documente, consilier cu care încerca să găsească o variantă de Constituție care să fie acceptată. Jocul politic, interesele de la un anumit moment sau altul, au făcut ca această Constituție să nu fie adoptată. Nu voi intra acum în detalii. Ioan Chelaru a făcut, în fața invitațiilor săi, o mărturisire referitoare la motivele pentru care a vrut să intre în politică, vorbind despre momentul lansării celor două noi cărți ale sale, care reprezintă unul de bilanț al eforturilor de a da acestei țări legi bune. Am intrat în politică în urmă cu 20, mai mult de 20 de ani, în ideea evidentă de a face politică
o politică progresistă de centru-stânga. Deși formația mea intelectuală, de istoric și după aceea de jurist, a fost aceea de dreapta, evident, sau profesia, dacă vreți, considerată de dreapta, eu am considerat că este necesar ca și din, de pe poziție de intelectual să te gândești la cei mai mulți, la cei care au probleme mari, majore și care trebuie să ajutați. Poate și istoria mea, locul nașterii, familia în care am crescut, religia în care am fost educat cu acea frică de Dumnezeu, poate toate astea au contribuit la orientarea mea politică spre stânga și am spus eu și am spus-o și nu numai în cărți, am spus-o și public întotdeauna că o societate trebuie să aibă ambii poli, și stânga și dreapta, bine reprezentați de oameni responsabili, de oameni cu valoare care pot să dedice din ceea ce au ei să întoarcă spre comunitate, să facă lucruri valoroase pentru oameni și pentru ei poate, dar și pentru cei pe care îi reprezintă sau pentru națiunea din care vin. Gâtuit de emoții, autorul celor două cărți a anunțat că acestea sunt dedicate memoriei tatălui său, croitorul din Pildești, care i-a netezit drumul către carte și de la moartea căruia s-au scurs 40 de ani. Surpriza manifestării a fost recitalul de canțonete susținut de tenorul Vlad Miriță, care a spart canoanele unei manifestări strict academice. Cea de-a 10-a și a 11-a carte a senatorului Ioan Chelaru reprezintă repere ale prezentării spectrului politic românesc din punct de vedere a ceea ce trebuie să facă un politician, adică legi bune. Cărțile cuprind și cele 115 inițiative legislative, multe legate de problemele din zona roman, dar și declarațiile politice, interpelările pe care Ioan Chelaru le-a făcut în timpul celor 3 mandate de senator și implicarea sa în organizarea Parlamentului.